Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre puterea cu exponent natural a unui număr natural. Dar haideți să începem cu ceva mai interesant și să discutăm mai întâi despre bacterii. Bacteriile sunt microorganisme. Ele trăiesc în toate mediile de viață. Apă, aer, sol au forme diferite și pot fi văzute doar la microscop. Haideți să vedem ce este special în structura unei bacterii. Majoritatea bacteriilor nu prezintă un nucleu delimitat de o membrană, iar materialul genetic este reprezentat de un cromozom, de multe ori circular, care se numește nucleoid. După modul de hrănire, bacteriile sunt bacterii de putrefacție care descompun materia moartă, determinând putrezirea, bacterii de simbioză care se asociază cu diferite plante, ajutându-se în hrănire, aceste bacterii sunt folositoare deoarece îmbogățesc solul cu diferite substanțe, spre exemplu azot. Mai există bacteriile fermentative care determină transformarea vinului în oțet sau acrirea murăturilor sau transformarea laptelui în iaurt, brânză sau alte produse lactate. Mai există și bacteriile parazite care produc diferite boli organismelor gazdă, inclusiv omului. De exemplu, tuberculoza pulmonară sau TBC este provocată de o bacterie numită bacilul Coch. Haideți să vedem acum o problemă. O populație de bacterii fermentative cultivată într-un laborator își dublează numărul în fiecare zi, pe când o populație de bacterii de simbioză își triplează numărul în fiecare zi. Dacă la început era câte o singură bacterie de fiecare fel, calculați câte bacterii vor fi în total după 3 zile. Haideți să evidențiem cele mai importante date. Noi știm că bacteriile fermentative își dublează numărul, iar cele de simbioză își triplează numărul în fiecare zi. Și mai știm că la început exista câte o singură bacterie de fiecare fel. Și haideți să vedem atunci, începem cu bacteriile fermentative aveam o singură bacterie în prima zi. După trei zile, câte bacterii vor fi? Pe dacă ele își dublează numărul, asta înseamnă că vom avea 1 ori 2, care înseamnă 2. Haideți să vedem mai departe ce se va întâmpla în a treia zi. În a treia zi își dublează din nou numărul, așa că vom avea 2 ori 2, care înseamnă de fapt 2 la puterea a doua, adică 4. Haideți să mergem acum la bacteriile de simbioză. Aveam o bacterie la început și noi știm că bacteriile de simbioză își triplează numărul în fiecare zi, așa că vom avea 1 ori 3, care înseamnă 3, iar apoi în a treia zi vom avea 3 ori 3. Iar înmulțirea repetată știm că înseamnă de fapt ridicarea la putere, de aceea 3 ori 3 înseamnă 3 la puterea a doua, adică 9. Și haideți să vedem acum câte bacterii vor fi în total după cele 3 zile și vom avea 4 plus 9. Asta înseamnă că în total vor fi 13 bacterii. Haideți să mergem mai departe la o altă problemă. O populație de bacterii de putrefacție are nevoie de 10 zile pentru a descompune un măr. Dacă la început este o singură bacterie, iar populația de bacterii își triplează numărul în fiecare zi, determinați câte bacterii sunt necesare, exprimând rezultatul ca o putere a lui 3. La fel, haideți să începem prin a evidenția. Cele mai importante lucruri. Știm că bacteria sau populația de bacterii are nevoie de 10 zile pentru a descompune mărul, apoi, noi știm că la început este o singură bacterie. Ce mai cunoaștem este faptul că populația de bacterii își triplează numărul în fiecare zi, iar rezultatul trebuie să fie scris ca o putere a lui 3. Așadar, haideți să începem. Avem la început o singură bacterie. Asta se întâmplă în prima zi. După, în a doua zi, noi trebuie să triplăm numărul. Asta înseamnă că vom avea 1 ori 3 și atunci, în a doua zi, vor fi 3 bacterii. Haideți să mergem mai departe să vedem ce se va întâmpla în a treia zi. Trebuie să triplăm numărul. Asta înseamnă că vom avea 3 ori 3, adică 3 la puterea a doua. Nu uităm faptul că ni se cere să exprimăm rezultatul ca o putere a lui 3. O putere. Nu are sens să calculăm 3 la a doua, ci rezultatul poate rămâne în felul acesta. Asta se întâmplă în a treia zi. Mergem mai departe. La a patra zi vom avea 3 la a doua ori încă un 3. Când mai înmulțim o dată cu 3, noi am avut deja 2 de 3, 3 ori 3, când mai înmulțim încă o dată cu 3, obținem de fapt 3 la puterea a treia. Asta se întâmplă în a patra zi. Nu e așa că ați observat deja o regulă? Am avut 3, care înseamnă 3 la puterea 1, apoi a treia zi am avut 3 la puterea a doua, Apoi, în a patra zi, am avut 3 la puterea a treia. Oare în a cincea zi, câte bacterii vor fi? Păi, dacă mai înmulțim încă o dată cu 3, vom avea, de fapt, 3 la puterea a patra. Apoi, în a șasea zi, cât vom avea? Vom avea 3 la patra ori. Încă un 3 care înseamnă 3 la cincea. Și atunci, haideți să descoperim regula și să vedem care este răspunsul. Câte bacterii sunt necesare pentru a descompune acel măr. Când am avut a treia zi, puterea a fost 2. A patra zi, am avut puterea 3, exponentul 3. În a cincea zi, exponentul a fost 4. În a șasea zi, exponentul este 5. Bineînțeles, în a doua zi exponentul este 1. Dacă vrem pe acest 1 îl putem scrie ca o putere a lui 3, pentru că orice număr nenul la puterea 0 este 1. Pe acest 1 putem scrie ca 3 la puterea 0, astfel încât să fie și mai evidentă regula din spate. Și atunci, dacă ar fi să ne uităm cu atenție, observăm, de fapt, că există o legătură între numărul zilei și exponent. Întotdeauna exponentul este cu unul mai mic față de numărul zilei. Asta înseamnă că, în a 10-a zi, vor fi 3 la puterea a 9-a bacterii. Și acesta este rezultatul, nu trebuie să îl calculăm, pentru că ni se cerea să exprimăm. Rezultatul ca o putere a lui 3. Și în final, știați că corpul uman conține de 10 ori mai multe bacterii decât celule? La nivelul pielii, intestinului și membranelor mucoase, în intestin se găsesc peste 10.000 de specii. Majoritatea bacteriilor sunt inofensive pentru oameni și pot avea efect benefic. E momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. Pe o suprafață au fost detectate 4 bacterii parazite. În fiecare zi, populația de bacterii și-a dublat numărul. Determinați câte bacterii erau după 10 zile, exprimând rezultatul ca o putere a lui 2. Cel mai important lucru este să exprimați rezultatul ca o putere a lui 2. Nu uitați asta! Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!